Atențiune, atențiune, atențiune! Stimați cetățeni! Astăzi, la orele 10:31, în municipiul București, s-a produs un cutremur de pământ cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter. Nu părăsiți imediat locurile în care vă aflați. Păstrați-vă calmul și nu intrați în panică. Liniștiți-i pe cei din jur. Verificați dacă sunt scurgeri de gaze sau apă. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Nu fugiți pe ușă, pe scări, nu utilizați liftul, nu săriți pe geam. Conform scenariului, în urma cutremurului, personalul primăriei sectorului 2 a fost evacuat, iar pompierii au intervenit cu autospeciale și cu scări pentru localizarea și stingerea incendiului, declanșat în urma cataclismului. S-a informat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență privind împrunirea Comitetului Local și primele măsuri preliminare menționate. S-a solicitat ajutorul Spitalului de Cruce Roșie. În acest moment își fac apariția forțele de intervenție, grupul special de salvatori cu aparatură și autospeciale din dotare. În momentul de față, o autoscară de la detașamentul special de salvatori se deplasează pentru a fi instalată. De la ambulanța municipului București, aici se intervine salvatorii detașamentului special de la înălțime. S-au luat măsuri respective primit ordinea publică în capital. În urma producerii avarii de apă, gaze, energie, echipe specializate din cadrul regiilor acționează pentru remedierea defecțiunilor. Rețeaua de apă este puternic afectat. În momentul de față, intervin salvatorii voluntari pentru situații de urgență pentru a evacua persoanele rănite, persoană grav rănită, la punctul de adunare rănit, la înălțime, de asemenea, în partea de jos, ai fost un incendiu. Incinta centrului administrativ un colez suspect de bombă. A fost informat președintele Comitetului Local. În momentul de față, comandantul echipei pirotehnice a ridicat colezul suspect, fiind depozitat într-un loc sigur, în vederea neutralizării acestuia. În momentul de față este pregătit robotul pentru a executa cercetarea. Atenție! Coletul a fost distrus. Operațiunea încheiată cu succes. În momentul de față se raportează președintele Comitetului Local. Peste 250 de specialiști în cadrul forțelor de intervenție au participat la exercițiu. Acțiunea se înscrie în cadrul strategiei elaborate de Primăria Sectorului 2 pentru gestionarea situațiilor de urgență și intervenția în caz de calamitate a tuturor forțelor angrenate în misiuni de salvare. Just like
exerciții au ca scop în primul conștientizarea populației că există persoane și organizații care acordă suport, fie medical, fie psihologic, fie de orice altă natură, în situații de urgență. Situații de urgență semnând cu tremure, inundații, explozii, diverse alte situații. Și autoritățile locale ne pot oferi în continuare sprijin, așa cum ne oferă și acum, și așteptăm din ce în ce mai mult colaborări, exerciții împreună. Mi s-a părut exercițiu. Foarte bine. Foarte bun. Băieții au făcut aceleași lucruri care li s-au dat ordin și au executat la timp și corect. Dar cum credeți că în realitate s-ar întâmpla? În realitate, dacă nu vor fi cei care sunt aici și trebuia să facă același lucru, se vor aduna alții și vor face ce au văzut. Mi se pare activitatea pe care ei o desfășoară extrem de utilă. Sunt oameni care, iată, se pregătesc foarte bine, știu foarte bine să intervină în asemenea situații și am discutat încă de săptămâna trecută să organizăm și să realizăm un protocol de colaborare între cele două instituții. Ministrul adresez felicitări pentru modul în care ați reacționat astăzi și timpul poate fi un adversar al nostru.